Doamnelor și domnilor, pentru prima oară pe scenariu Mor, invitatul special de astăzi, Alexandru Toma! It's the final countdown! Salut! Mulțumesc de invitație în primul rând. Eu recunosc, îmi cer scuze și știu că eu sunt prost, în general. La stand-up oamenii văd repede, că se prinde repede că sunt prost. Problema mea nu e că știe lumea că sunt prost, că știu, eu am fost mereu prost. N-am fost niciodată mai deștept, dar nu rezolvam, mă duceam la olimpiade și acum am ajuns să nu știu, să-mi leg șireturile. Nici nu știu ce sunt olimpiadele. Ce mă deranjează cel mai tare este momentul în care văd că se prinde omul din fața mea că sunt prost. Când îi văd în sclipirea în ochi că s-a prins, a, ok, știu cu cine stau de vorbă. Vreau să vă și spun o poveste. Eu mă bucur de când sunt două magazine IKEA în București. Pentru că acum sunt două magazine IKEA la care pot să mă duc să returnez lucruri pe care le cumpăr greșit de la IKEA. De prost ce sunt. Pe vremea când era un singur IKEA deschis, m-am dus să-mi cumpăr de la IKEA un rulou pentru geam. Aveam un geam, îmi bătea lumina soarele în casă foarte tare și m-am dus, am cumpărat rulou de la IKEA, am venit cu el acasă, l-am pus pe geam și era mult mai îngust decât geamul. Era, mai trebuia vreo 4 rulouri ca să acopăr tot geamul. Și trebuie să-l strâng la loc, l-am pus la loc în cutie. Are geam mare? E și el e mic. Da. Eu știu cum e. Toate geamurile sunt mari când tu ești mic. M-am dus la IKEA, la retur. Era o doamnă foarte drăguță acolo, i-am pus rulou pe masă. Ea a zis, ce-i cu ăsta? Zic, vreau să-l returnez. De ce? S-a mărit sufrageria. Când am ajuns înapoi de la dilatația căldurii, cădeam și vreun rulou, că bătea soarele. A luat rulou, mi-a dat banii înapoi, am intrat înapoi în IKEA, am cumpărat alt rulou. Eram pe telefon cu prietena mea, l-am măsurat pe ăsta de 16 ori, i-am măsurat geamul acasă, i-am măsurat în rulou. L-am măsurat și în centimetri și în inci și în spatule de IKEA, are 4 spatule jumate de geamul meu. Am ajuns cu rulou acasă, l-am prins în dibluri, l-am montat, aplic treaba aia că măsor de 2 ori și găurești odată, dar cumva invers. Eu găuresc odată și pe aia măsor de 6 ori, că sunt, dragul, să potrivesc găurile alea. Am pus în dibluri, l-am rulat jos ăla și s-a oprit ruloul la jumatea geamului pe înălțime. A trebuit să-l strâng la loc, l-am dat jos din dibluri, l-am băgat în cutie la loc, m-am întors la IKEA, era aceeași doamnă la retur, că trecuse o oră jumate de când îl dusesem pe ăla. L-am pus pe teșghia, ea a zis, ăsta ce are? Zic, n-are nimic, dar am cumpărat și apartamentul de dedesubt. Și ăla a fost momentul, aia a fost clipul, când am văzut în sclipirea, s-a prins, a, ok, e prost, știu, e un prost. Și de-aia mă bucur că-s două IKEA acum, că returnez primul rulou la primul IKEA, al doilea rulou la al doilea IKEA. Al treilea nici nu l-am mai dus înapoi, l-am îngropat în spatele blocului, am o gropiță specială pentru lucruri de la IKEA. Am săpat-o singur, cu o lopățică, cu a doua lopățică de la IKEA, că prima nu era ce trebuie, dar... Eu stau, am o prietenă cu care stăm, nu știu ce planuri are ea, stăm de vreo 4 ani împreună și a adus haine în casă, nu știu ce planuri să se facă. Stăm împreună și cumva ne-am împărțit în gospodărie responsabilitățile. Eu sunt responsabil să aduc mâncare acasă sau dacă vine curierul să răspund, să vorbesc cu curierul. Ceea ce pentru mine este un coșmar, mie nu-mi plac oamenii, nu-mi place să vorbesc cu oamenii, greu pentru mine. Și m-am obișnuit să fac comenzi. Au ei pe site acolo, la Carrefour aveau... Îți alegeai tu tot ce vrei să cumperi, le puneai în coș și îți dă intervalul. Când vrei să cumperi, le puneai azi în coș, în mai erau acasă la tine. Maxim mai, zic. Iunie uneori. Și veneau și le puneai în coș. Și veneau ăla cu dubița și îmi luam, mă obișnuisem că durează mult până îmi vin toate și că trebuie să iau chestii, luam chestii grele, detergent sau pietre sau ce-mi trebuia pentru grele, lucruri pe care nu vreau să le car eu cu mâna. Acum au schimbat. Nu mai sunt aia de la Carrefour care vin, îți aduc ăștia de la Bringo sau care se pe bicicletă cu alea în spate. Vin și ți le aduc ei. Și eu nu știam că sunt așa de rapizi. Că am făcut comanda și n-a mai durat până în mai. A venit în 20 de minute, a venit la mine la ușă. Și nu știam că vin așa de repede. Și am comandat tot chestii grele, ce îmi trebuia mie pe termen lung. Pământ de flori, a vrut prietena mea, a vrut pământ de flori. Ghivece, am comandat și ghivece și flori, că n-aveam flori deloc. Am hotărât să luăm tot ce ne trebuie pentru flori. Apă. Și a venit ăla în 15 minute, cred că ea de la Bringo, ea stau în Carrefour și stau cu coșul făcut și cu telefonul stau așa și se uită la telefon, așteaptă a venit comanda, scot ce n-ai comandat din coș și vin cu ăla pe bicicletă. Și a venit ăsta la ușa, am deschis ușa și curgeau apele pe el, era tot rupt, frânt, că îmi cărase mie pământul de flori și apa minerală în...
Și mi s-a făcut rușine. Mi-a fost jenă mie de mine că m-a judecat omul ăla și am zis data viitoare dacă fac comanda, comand tot ce vreau și după aia îl sun pe curier. Iau numărul lui, îl sun și zic, man, dacă treci pe la Carrefour, nu-mi trebuie neapă. Dacă ai drum, dacă te duci tu să ții ceva, ia-mi și mie parte din, nici nu-mi trebuie. Știi ce? Ține banii și nici nu mai vin niciodată. Dacă ții banii și mă lași în pace, sunt fericit. Și cu curier, în general, de multe ori am avut probleme, pentru că eu am un curier care vine la mine să-mi ia sau să îmi aducă pachete de ani de zile. E foarte isteț omul și m-a învățat să fac pe telefon AVB-ul ăla. Dacă am de trimis un colet, eu îi arăt telefonul, el face bip odată, i-am dat pachetul și am închis ușa. Acum 3 săptămâni am avut de trimis un colet. A venit curierul la ușă, deschid ușa, prietenul meu, isteț, și alături de el, un tânăr ucenic, cred, studia tainele misterioase ale mutatului dintr-un apartament în altul. Și de când am deschis ușa, l-am văzut pe prietenul meu, m-am salutat cu el și l-am văzut pe ălaltul din privire, l-am văzut că el ar fi trebuit să înceapă cu păzit mașina de vreo 6 ani până să-i se dea un pachet pe mână. Și mi s-a confirmat instantaneu că intuiția mea a fost corectă în momentul în care ăsta încerca să explice fiecare pas ucenicului. Mi-a scanat cu aparatul, s-a întors la ucenic și a zis, vezi când apare așa aici, apeși pe ecran. Și ăla a zis, ecran? Am fost, man, fugi la dubiță repede jos. Fugi jos să nu ia nimeni. Du-te la dubiță jos. A durat un sfert de oră până mi-a luat pachetul, au plecat amândoi. Acum o săptămână am avut de trimis 3 colete odată. Sun la curier, vine curierul la ușă, deschid ușa. Doar ucenicul de data asta. Asta a fost reacția mea. M-a luat nădușirile. Și zice, bună ziua, am de ridicat un colet. Zic, nu, am de trimis 3 colete. La mine scrie 1. Eu nu știu cum să fac ca să apăs pe 3 sau ce să fac. Mă zic, trebuie să trimit toate 3 coletele. E fix ca un colet, dai de 3 ori. Sau ca 3 oameni, fiecare cu cât un colet. E comutativ înmulțirea. Am făcut eu greșeala, să zic. Că am văzut cum l-am pierdut când am zis comutativă. A trecut o umbră peste privirea lui. Și era la țară pe pășune cu vaca, era el. Desculț, era dimineață, era desculț cu vaca, era desculț, era friguț afară, era răcoare. Era rouă în iarbă, era rece și găsise o balegă, să băgase cu degetele în balega aia și le și făcea ca să iasă balega aia, să încălzească și partea de deasupra de la. Man, cât de lent ai tu nevoie facem ca să înțelegi cum pleacă 3 colete? Le facem ca și cum ar fi 3 separate. Fii atent, facem așa, luăm primul colet, îl scanezi, bipăi ce trebuie făcut acolo, semnezi, ți-l plătesc când dai chitanța. Închid ușa. Îmi desenez o mustață falsă ceva. Tu te duci jos, sunt din nou la interfon. Nu să spun din prima, că nu știu cine sună la urmă. Curierul a venit deja. Bisus, facem și al doilea pachet, îl facem și pe al treilea. Îl facem pe o dată 3, cât de lent ai tine. Ok, dați-mi să scanez. I-am dat telefonul, a făcut bip cu aparatul. Zice, ok, acum numele, adresa, unde merge. A zis, asta a fost bipul, de-aia a făcut bip aparatul. Ca să-ți dau până, ți-am dat până aer informația. Toți 3 avem, și tu și eu și aparatul avem informația acum. Toți știm unde merge asta. Și el a zis, păi și eu pe ce apăs aici acum? Ți-amintești ecran? Încearcă ecran. De unde să știu eu mai mult decât ecran? Nu știu, apasă pe ecran. Tot încerca să apese, tot nu-i dădea, tot îi dădea erori, nu știa ce să facă. Începe să iasă de la chitanță, zice, avea că o dea de mireasa la spate, iată, da? M-a întrebat la un moment dat, cine plătește expedierea? Și zic, eu. Aha. Colegul cam cât îți lua? Mi le-a făcut o dată până la urmă, am reușit să trec în toate 3, mi-a dat, la bipăi pe toate, i-am dat coletele, mi-a umplut o pungă cu bonuri și chitanțe greșite. Am închis ușa, eram transpilat tot, prin de nervi, am făcut un duș. 20 de minute mai târziu îmi sună telefonul. Număr necunoscut, răspund. Bună ziua, zice, de la Fan Curier sunt. Aveți de primit 3 colete. Amen, dragi, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. O seară frumoasă. Ava. Ți-a cam plăcut videoul. Noi ne bucurăm. Ia să vedem dacă dă like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul! Aici, mă. Aici. 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 Aici.